Victor Socaciu a făcut recuperare la camera hiperbară. Ce tratament ar fi urmat după infecția cu virusul SARS-CoV-2? Vestea că Victor Socaciu a murit a picat ca un trăsnet nu doar pentru membrii familiei, ci și pentru fanii acestuia. Se pare că de o lună de zile, regretatul artist se zbătea între viață și moarte pe un pat de spital, unde medicii făceau toate eforturile omeneștie pentru a-l vindeca. După ce s-a vindecat de COVID-19, a avut nevoie să facă drenaj la o unitate medicală, căci plămânii îi se umpleau cu lichid. Acolo s-ar fi infectat cu o bacterie spitalicească care l-a pus la pat. Organismul său nu a rezistat pentru mult timp și în urmă cu câteva zile i-a fost declarat decesul. Victor Socaciu ar fi făcut recuperare la camera hiperbară după infecția cu coronavirus. Conform informațiilor GNewsRo, artistul ar fi mers la terapie post-COVID, după infecția cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba despre recuperarea la camera hiperbară, același tip de terapie pe care a urmat-o și Petrică Mâțu Stoian înainte de a fi internat la spital și declarat decedat. Ei bine, aceeași sursă mai menționează faptul că starea de sănătate lui Victor Socaciu s-a înrăutățit și după ce ar fi făcut analize cu substanțe de contrast. A ajuns la spital pe 19 noiembrie. Avea un post-COVID, acumul a pleurăzie, lichid la plămâni, și am fost 3 zile să facă un drenaj. Asta a fost intervenția pentru care am fost. Și de acolo au apărut complicații. A avut multe momente în care și-a revenit și îmi spunea că vrea să ajungă la Bistrița pe 3 decembrie. Că îl așteaptă acolo oamenii, virgulă, a povestit Brândușa Simion. Se pare că în spital acesta a intrat în contact cu o bacterie intraspitalicească, iar starea sa s-a agravat. A fost pus sub tratament, însă organismul i-a cedat. Familia are numai cuvinte de laudă la adresa cadrelor medicale care l-au îngrijit pe artist în ultima lună din viața sa. A fost bine, a fost la spital pentru o intervenție minoră. Acolo a contractat o infecție nosocomială și cauza decesului a fost șoc septic, a declarat Brândușa Simion, soția lui Victor Socaciu,